Ziua națională este una de sărbătoare în care trebuie să fim mândri că suntem români. Chiar dacă patriotismul față de țară nu a dispărut, deciziile luate de guvernanți nu au făcut decât să ducă la dezbinare și nici de cum la unire. Sunt de părere mulți băimăreni. Salarii mici, pensiile mici, toate s-au scumpit și nimeni n-are nicio grijă. Ei au salarii mari, pensii, mai dau și la primarii și a ce putorești și nu fac nică în comună. Mai dau și la iurice. Pensii de speciale, la ce, ce pensii speciale? Fiecare trage foc la oala lui. România o văd ferească Dumnezeu. Dă-i alegeri că altul eu nu mă mai duc. Mă consider bătaie de joc. Noi am făcut România asta. Noi pensionarii din ziua de astăzi și am ajuns să-și bată joc de noi. Mai bine a fost atunci, că tot omul a avut un loc de muncă, numai cine nu a vrut, nu a lucrat. Și nu și-o bătut nimeni joc de bătrâni, cum își bat aici astăzi. Unii maramureșeni au mărturisit că vor încerca să marcheze ziua națională ca și în alți ani, arborând steagul național sau chiar participând la unele activități organizate de autorități. Dacă se organizează ceva în oraș, bun, înțeles că particip. Arborați steagul? Totdeauna. Nu se poate, nu se poate fără. Mulțimea cred că e unită. Dar ce și-ar trebui să întărească unirea, vai de capul. Acum aici, în oraș, nu prea, dar părinții, mama mai trăiește, tata a murit, dar el când trăia, întotdeauna, de 1 decembrie, își punea steagul. Și a rămas așa o tradiție acolo, să mergem și să, într-adevăr, să punem steagul. E bine să o transmitem mai departe la copiii noștri. O să fiu liberă, merg la țară și o să-l pun. Măcar atât să fac. Tinerii spun că nu prea văd un viitor bun în țara noastră și de aceea mulți au calea străinătății. Principala cauză o reprezintă lipsa unei perspective și salariile foarte mici, care nu le permit să ducă un trai decent și lipsit de griji. Cu toate acestea, văd importanța zilei de 1 decembrie și mărturisesc că nu-și uită propriile origini. Tinerii nu prea au locuri de muncă, se descurcă cam greu, banii sunt, salariile sunt mici. Dacă ar fi locuri de muncă și bani mai mulți, ar fi un tineri, ar avea un viitor mai bun. Este important. Aici ne-am născut, e România noastră până la urmă.